Salutare prieteni și bine v-am găsit la un episod de Witcher 1 în limba română. În episodul anterior am terminat cam toate misiunile secundare din Swamp, în momentul de față. În acest episod aș vrea să vorbim cu detectivul al acestui oraș, hai să vorbim cu el. Asta e o misiune principală. Momentan nu mai avem quest-uri secundare, așa că hai să vorbim cu nimeni, cred, pentru că nu-l găsim aici pe detectiv. O fi sus? Bă, băiatule. Da, nu găsim pe detectiv dintr-un motiv ciudat. Ăsta o fi? Da, ăsta. Ok. Se pare că nu l-am văzut. Îl cheamă Raymond Marlowe. Marlowe. Eu o să-i zic Raymond Marlowe. Ca să fie așa mai frumos. Hai să vedem ce are de zis. Well. I'm Geralt of Rivia. A warrior like no other. Your legend precedes you. How can I help? I'm looking for some information. Am nevoie de informații. I used to work for the lawyers Cadringer and Bună întrebare. The names mean nothing to me, but I'll assume that's a recommendation. As a professional, you understand information has its price. I'll pay. I'm all ears, White Wolf. White Wolf. Sunt interesat de oamenii salamandra, yeah. I'm interested in the people who wear salamander pins. Just so Cine happens, sunt oamenii? I know a thing or two. Before I go on, I wouldn't mind knowing what your interest in the case is. I have some unfinished business. Azar Javed. Hai să zicem a doua variantă, adevărul. Azar Javed. Name mean anything to you? I've heard it. Why are you looking for Javed? Let's just say my boots do a rendezvous with his ass. Usually I charge for information, but I'll give you this bit for free. Nu e gratis. On that case for a while. Personal matter? Nu-i bine ce-am făcut. I'll risk trusting you. Let me tell you a story. A happy couple once lived in Vizima. Ordinary as fish in a pond with a 10-year-old boy. One day the father returned home and was puzzled not to be Se zice în prima variantă, nu știu dacă am făcut bine aici. Dinner on the stove. He suspected nothing until he found the dog dead, shot in the muzzle with a heavy crossbow. He wasn't even sure was dog, but then he found his wife pinned to the kitchen door with a spear. He searched the house in vain for his son. The culprits hadn't left a trace. To make a long story short, Vincent Mice had to close the case. No witnesses, no evidence. Except 6 months later, a monstrous corpse turned up in a trash heap. Eyes like festering wounds, pale, rough skin, unnaturally muscular body. Everyone had forgotten the murder and disappearance. Almost everyone. See, the missing boy had one characteristic feature, a sixth toe. Only the parents knew about it. Always had trouble finding shoes for the kid. And the dead monster had an identical sixth toe. The father has devoted his life to tracking down the murderers. I hope he finds them. Back to reality. This is what I've managed to learn. Azar Javed, a Zerikanian sorcerer, leads Salamandra. He's more dangerous than a pit of Kikimors, but unfortunately out of my reach. With his contacts and resources, he's got almost free reign in the city. I got a taste of his abilities. Anything else? I suspect Salamandra has built a large-scale operation, with gold simply greasing the wheels of their political ambitions. They're conducting genetic experiments, dangerous ones. Regular thugs wouldn't have the knowledge or means. Who's working for Javed? The captain of the guard who dropped that investigation disappears nights. Maybe you can squeeze some information out of him. Is that all? We might have one more lead. The city guards detained someone who could provide information. The guards? At the city jail? Yeah. Find a way to question that prisoner. In the meantime, let's get some prisoner, yeah. Count on it. People open up to me all the time. His information could be priceless. Good luck. Mersi mult. Poți să-mi spui mai multe despre prizonier? Know anything more about the salamander prisoner? He may be one of the leaders, though in this town the guards capture pawns while the big fish swim free. We'll know for certain once you question him. We'll see. Just one thing. I think you're being followed. Any suggestions? Da, se pare că ne urmărește cineva, nu? Interesant. Make them nervous. Surprise those who want to surprise you. Surprise to want to surprise you. Mișto. Da, prietene, și ia să vedem. Primim vreo misiune? Sau ce se întâmplă acum? Ne-a dat afară, super.
Mi-a scos afară blanciu. Salut, ți se întâmplă altceva, ia. Se pare că suntem urmăriți de către cineva, ia să vedem de către cine. Cine putea să fie, dragi prieteni? Decât profesorul. Profesorul care de la începutul primului episod ne-a dat de furcă. Ce bucăță aș da, eu si... Cum a făcut Witcher, Geralt. Se pare că suntem atacați de către bandiți. Stați așa că eu sunt nebun, la cap. Aveți scoate silverul ăla, așa. A omorât o femeie, ești nebun? Se pare că suntem atacați de către oamenii profesorului, să zic așa. Asasin. nicio șansă, guys, nicio șansă. Am zis ce ardim. Nu prea mai avem loc în inventar, dar... Hai. Hai, bine, nu mai merge. Deci nebun, nu mai vrea... Uite, s-a blocat ăsta, e incredibil jocul. Deci nu mai poți să colectezi. Nu mai poți să furi de la ăștia. Într-un motiv foarte, foarte ciudat. S-a baguit. Mai era unul și de aia cred că nu mergea. Ia. Uite-o, babă. Băi, babetul, tu nu mă ajuți. Nu vrea să mă ajute baba aia. Foarte bine, hai dă-te de aici. Eu colectez, nu tu. Are droguri foarte bine să le luați pentru că o să avem nevoie de ele. Mai trezesc mai devreme. A trebuit și asta, dar nu mai știu ce să arunc. Nu mai știu ce să arunc, guys. Silvering. Hai să-l aruncăm pe asta, nu știu. Deci trebuia să-l vindem, dar ai. Așa, și cred că asta a fost. Mai e unul aici. Gata. Așa, prieteni, hai să dăm track la mission. Ar trebui să găsim oamenii din Salamandra și ar trebui să vorbim cu Jethro, Jethro care se află la Pârnaie, nu mai știți pe Jethro, omul care ne-a întâmpinat odată ce am intrat în capitolul 2 și am intrat în pușcărie, așa că o să mergem acolo, o să vorbim cu el, să vedem ce are de zis, dar eu n-am luat-o deloc bine, guys, n-am luat-o chiar deloc bine, pentru că na, cum să o iau eu bine, că e jaleta mare. S-a făcut și noapte. Ai un câine aici, un câine sălbatic. Hai că am ajuns într-un final și la Pârnaie. Hai să vedem, poate știe el unui prizonierul, adică ar trebui să fie aici, că e un prizonier până la urmă. Pe ăsta iar e drogat, iar tușești. Am întrebare. De ce ți-aș spune ție? Capitanul ar ucide. Da, se pare că nu vrea să ne zică, așa că ar fi momentul să-l drogăm puțin. Am primit un quest update acolo. Hai, spunem despre prizonier. They took him to Leviota Hospital. Thanks. Și am aflat că prizonierul ar fi la spital. Oare de ce ar fi un prizonier la spital? De ce l-ar băga acolo? Probabil s-a gândit ăștia că eu aș veni prima dată la Pârnaie. Faza e că ne urmărește cineva și nu vor să ne vedem noi cu prizonierul. Prizonierul cred că o să ne dea niște informații destul de folositoare, am impresia. Chiar sunt curios. You, move along. Hai să trebuie la spital, mai spital. Hospital. Și să vedem unde este prizonierul. Aici nu e. Uite-l. Hai să dăm un save, pentru că n-aș vrea să greșesc ceva la spician. Și prizonierul este chiar aici. Stay away from the prisoner.
Ce vrei? Trebuie să limituim pe asta, că nu ne lasă să vorbim cu prizonieri de să zicem 10 ore. Hai să le dăm. Stay away from the prisoner. I want to ask some questions. Shh, he's talking. Ce-are asta? Kalkstein. Kalkstein. Kalkstein este alchimistul, dacă nu mă înșel. Bloody thugs. Atât? Ramsit ne-a trimis. Ramsit? Și suntem atacați. What? Suntem atacați de oamenii lui Ramsit, să înțeleg. Ramsit că ăla care era în tavernă, dar de ce am fi atacați de la el și are dau cu Silver Sword în loc să dau cu Steel Swords? Trebuie să mergem înapoi la Raimo să vedem dacă știe el ceva despre chestia asta. Avem aici unul, hai să vedem cu... mamă, ce săritură a făcut Geralt. Super. Hai să-i ciordim. Căpșuna aia nu o să o iau pentru că mi-ocupă loc. O să iau doar gold-ul și lucrurile folositoare. Și berea, desigur, pentru că fără bere nu putem trăi niciodată. Bă, ăla e bun. Ăla e bun, cred. Da, e bun, că e alcool. Dar ce să mai dau eu afară de aici? Nu am ce da, asta e faza nasoală. Da, o să lăsăm deoparte. Nu mai contează. Așa, prieteni, ia zi, mai are ceva de zis prizonierul? Nu cred. Ah, da, pe ce puteai să zic decât ah. Hai să mergem înapoi la Raimond, la detectiv, să vedem, poate ne va da mai multe informații despre ce se întâmplă, de ce suntem urmăriți de către oamenii lui Ramsit. Asta că se întâmplă ceva ciudat aici. I'm all ears, White Wolf. Am fost la prizonier. I got to the prisoner. He spill anything? Didn't have time. N-am avut timp pentru că eram sunt m-a atacat. E sigur ciudat. Salamandra s-a dus cu Ramsin. Se pare că n-a fost Ramsin chiar așa. Javed se pare că m-a speriat. Did you get anything out of the prisoner? One word. Câteva cuvinte, Kalkstein. Este vorba de alchimistul ăla. Kalkstein's known to be a talented alchemist. He could be helping Jarvan with his experiments. Ah, l-ajută pe ăla pentru niște experimente ceva. That might be true, but we need to check all our leads. Trebuie să verificăm liderul. Trecem la treabă. You keep an eye on Kalkstein. De fapt, nu o să mai vorbesc, de ce vorbesc eu? Pentru ca să fiți voi atenți. Că mai mult vă încurc, probabil. How do you want to proceed? Patience. This is just like fishing. I prefer hunting. Prefer nătoarea. Kalkstein's trust. Do him a favor. Learn something that interests him. You could get him to hire you and talk to Ramsmeet. Te zorim cu Ramsmeet. There's one with a short temper. Ia să vedem. Da, am completat misiunea asta. Kalkstein and Ramsmeet. Da, trebuie să vorbim cu Kalkstein, alchimistul. Și să mergem să vorbim și cu Ramsmeet, să vedem de ce ne-a atacat, de ce ne-a atacat. Care sunt curioși, pe Ramsmeet îl găsim în tavernă, care aici foarte, foarte aproape. Și în următorul episod o să mergem să vorbim și cu alchimistul. Trebuie să căpătăm încrederea. Așa ne-a zis, parcă. True, let's truth. Stai că n-am venit bine pe aici, n-am venit bine, bă băiatule, bă băiatule. Și da, încep să învăț și puțin engleză, jur, în fiecare zi, nu învăț mult, două cuvinte, trei cuvinte, dar încerc să prind și chiar m-ar ajuta extrem de mult, abia știu să învăț engleza asta, deci m-ar ajuta foarte mult în jocuri și să le comentez cât pinișor așa, iată, pe parcurs încă sunt la început, dar încet prind și eu câteva cuvinte așa, nu mult, dar măcar să înțeleg jocul cât de cât, cu învața toată engleza nu o să învăț niciodată, probabil, dar așa, măcar ca idee, știi? Și pe Ramsmeet îl găsim aici, doar la miezul nopții sau pe timp de noapte îl puteți găsi pe Ramsmeet. Dacă veniți pe timpul de zi, probabil nu îl găsiți aici. Hai să vorbim cu el, să vedem ce are de zis, de ce a pus oamenii să ne atace. Ever seen the salamandra sign? I've seen a lot.
Have a problem with that? Ai vreo problemă? Spune-mi acum, chiar acum. Best tell me all you know. Numele Azar spune ceva? Azar mean anything? I have a rule. Before I slit someone's throat. Eu am o regulă. Never threaten me. Make sure you remember that. I mean, image is everything, right? Vreau să vorbim despre Salamandra. I need to talk to you about Salamandra. Why did you contact Witcher Berengar? What's it to you? He was my brother. Take a good look. Do I seem like a whore to you? No. So why are you trying to fuck me? Again, what's it to you? He was a friend. A fost un prieten. Suspectez Salamandra. His disappearance. You choose your friends poorly. Berengar schemed with Salamandra, and that's why we had our eye on him. As they say, keep your friends close, and your enemies closer. He disappeared. Ține-ți prietenii mai aproape, dușmanii și mai aproape. Ceva de genul ăsta vreau să zic. Ține-ți prietenii, da. Then he disappeared. That's all. Now, se putea să fie chiar el, chiar prietenul ăla. Your people attacked me at the hospital. You cracked? Oamenii tăi m-au atacat la spital. Hai să-l credem, pentru că nu e el. Let's say I believe you. Să zicem că te cred. I'm short on proof, so let's say I leave you alone for now. Thanks a lot, but you'll allow me not to fall at your feet. If you do happen to find Javed, I'll be glad to hear about it. And if you find any of his underlings, I wouldn't mind having a chat with them too. Și cum doar atât ia să ne mai putem afla niște informații, de asta nu cred. What do you want? M-am primit acolo misiune și n-a fost pe fază. Trebuie să... Bă, omule bun, lasă-mă în pace să ies de aici. Ok. Aș vrea să mergem înapoi la Raymond, să vedem dacă mai are ceva de zis în primul rând și să mai aflăm niște informații de la el. Da, se pare că nu a fost chiar ăsta. Trebuie să vorbim și cu alchimistul, să vedem ce are de zis și el. Trebuie să căpătăm mai întâi încrederea ca să putem afla ceva de la el. Bă, eu mereu încurc zona asta cu detectivul. Undeva aici trebuie să fie, nu? Aici, da. I'm all here. Yes, sir. So, I questioned the captain of the city guard. Any conclusions? I think he's innocent. Surprising. Sure he didn't pull the wool over your eyes? Don't worry about my eyesight. It's not Vincent. Mr. Vincent, all right, okay. I'll cross him off our list of suspects. For now. He's hiding something, that's clear. But I'll look into that later. What about our other leads? What's it like being a private eye? Lousy work in a town full of dirt and conspiracies. I spend most of my time spying on nobles and rich burghers who cheat on their wives. You can't imagine what people are capable of. I don't think I care to imagine. I recently followed Morden, commander of Faltest's palace guards. Heard of him? I don't think so. I saw him in the stables with two young pages. You wouldn't believe. I've heard enough. I'm all ears, White Wolf. White Wolf. Da, prieteni, cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un subscribe dacă sunteți noi pe aici și un share să vadă și prietenii voștri acest joc minunat. Eu sunt Mitică, iar noi ne vedem în următoarele episoade. Ciao, pe curând, v-am pupat și respectat. Pa, pa!